Legenda albinei și a păianjenului Era odată o femeie sermană, care avea doi copii, un băiat și o fată. Când au ajuns copiii mari, s-au gândit să plece în lume să o ajute pe mama lor, care trudise pentru ei o viață întreagă. Băiatul a intrat ucenic la un țesător. Era isteț, iar țesătorului îi era de mare ajutor. Fata a mers cale lungă întrebând din sat în sat dacă nu are cineva nevoie de ajutor prin gospodărie. Într-un târziu, a ajuns într-un cătun de munte și a bătut la poarta unei case. Seară bună, boierule, n-aveți nevoie cumva de o mână de ajutor la treburi? Bună să-ți fie inima. Dacă stau și mă gândesc bine, chiar am nevoie de cineva care să îngrijească de casa fiicei mele. Vai, mulțumesc din suflet, zise fata bucuroasă că și-a găsit de lucru. Au trecut așa câțiva ani. Măicuța celor doi frați îmbătrânise și simțind că nu mai are multe zile de trăit, a rugat un sătean care pleca în lume. Dacă în drumul tău îmi vei întâlni copilașii, Roagă-i să vină să le dau cea din urmă binecuvântare. Că multe zile nu cred să mai apuc. Omul a plecat, și peste tot pe unde trecea, întreba de copiii femei. După o vreme, a ajuns la țesătorul la care intrase băiatul ucenic. L-a găsit pe tânăr și a povestit despre rugămintea bătrânei, dar inima băiatului nu s-a înduioșat. Dar ce să-i fac eu? E bătrână, știu! Îți mulțumesc că ai ajuns până aici să-mi dai veștile, dar nu vreau să bat atâta drum înapoi. Omul dezamăgit a pornit în căutarea fetei, pe care a găsit-o slujnică în casa ficei de boier. Când a auzit veștile drumețului, fata și-a luat plângând ziua bună de la stăpâni. Trebuie să plec înapoi acasă cât mai repede. Măicuța mea nu o să mai trăiască mult. Bătrână? S-a bucurat văzându-și fica. Apoi s-a întristat aflând că feciorul ei nu vine. Fata mea, fii cuvântată. Vă iubesc pe amândoi la fel de mult, așa că îl iert pe fratele tău. Dumnezeu e mare și doar el poate să judece. Mângâindu-și copila pe creștet, Bătrâna a închis ochii pentru totdeauna. În acea clipă, fata s-a preschimbat în albină, iar băiatul în păianjen. Albina, zumză, e veselă printre suratele sale și zboară din floare în floare, iar oamenii o îndrăgesc, fiindcă e harnică și dăruiește miere. În schimb, păianjenul urăcios își țese de atunci pânza prin cotloane, iar oamenii i-o strică și la lungă.